emisiune spuneați: mă tem ca acea fâșie îngustă între dreptul la educație și dreptul la sănătate să nu se transforme într-o falie. S-a transformat deja, că ați apelat la CNSU pentru o soluție. Nici de cum. Există o colaborare foarte bună și o analiză responsabilă, așa cum am precizat, la nivelul Ministerului Educației, dar și la nivelul Ministerului Sănătății, împreună. Bun, și atunci de ce a fost nevoie să ajungeți la Comitetul pentru Situații de Urgență, subordonat premierului, având în vedere că întârzie acest răspuns al Ministerului Sănătății? Domnul Mușat, pentru că singurul organism abilitat să ia astfel de decizii în stare de alertă este Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Un ordin comun al Ministrului Educației și Ministrului Sănătății nu poate fi elaborat în absența unei hotărâri CNSU. Dacă vă amintiți, și precedentul ordin de ministru a fost elaborat tot în urma unei hotărâri CNSU din data de 5 februarie 2021. Deci aceasta era procedura și acum. Trebuia să ia decizia CNSU când va lua această hotărâre și sunt convins că ea va fi luată în această seară, împreună cu Ministrul Sănătății ne-am pus de acord asupra conținutului ordinului de ministru comun, pentru că hotărârea CNSU va abilita Ministerul Educației și Ministerul Sănătății să emită ordinul comun în sensul participării fizice la cursuri a elevilor din clasele terminale. Atât în scenariile verde și galben, cât și în scenariul roșu, atunci când se depășește incidența acumulată de 3 la 1000, fără a depăși plafonul de 6 la 1000, bineînțeles, în care, din păcate, localitățile care depășesc acest plafon intră în carantină la nivelul întregii localități, deci inclusiv cu activitatea din școli, din păcate. Dați-mi voie să înțeleg bine, faptul că va autoriza ministerele cele două să emită ordinul comun înseamnă că decizia e deja ca și luată să meargă la școală elevii din clasele terminale? Eu mi-am exprimat această convingere și sunt coerent. În plus, v-am dat o informație suplimentară. Ne-am pus de acord Ministerul Educației și Ministerul Sănătății în detaliu cu privire la prevederile ordinului comun. Mai exact cu privire la exigențele pe care le impunem pentru ca elevii din clasele terminale să poată merge, merge la școală pentru a se putea pregăti pentru examenele naționale, care nu sunt organizate pe scenarii verde, galben, roșu, ci sunt naționale. Unii dintre ele vor avea nevoie de prezență fizică la școală. Este important să le asigurăm acest drept, pentru că examenele naționale sunt determinante pentru viitorul fiecărui tânăr, fie că vorbim de clasa 8-a, fie că vorbim de clasa 12-a. Tocmai de asta vă întrebam, domnule ministru, pentru că pare că pașii în care dansează, să zicem așa, în dansul ăsta comun, Ministerul Sănătății, au fost alții. În sensul că n-a răspuns la cererea dumneavoastră, cerere publică și enunțată în detaliu chiar de secretarul de stat Sorin Ion în urmă cu câteva zile, cele 5 puncte din cererea dumneavoastră, a preferat să spună elevii dau examen în format fizic. Ori asta nu răspundea de fapt la întrebarea dumneavoastră sau la dorința dumneavoastră de consultare pe acest subiect. Dacă să și vină la școală... Eu sunt convins că la Ministerul Sănătății a fost nevoie de timp pentru o analiză responsabilă. Răspunsul a venit în timp util, este astăzi vineri, deci elevii și părinții sunt îndreptățiți să știe cum vor proceda în ziua de luni în cazul claselor terminale. Și asta se va întâmpla. Bun, mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile, domnule ministru. Avem elemente noi, practic, domnule Cristache, Rareș Voicu, legate de ce se va întâmpla de săptămâna viitoare încolo.